Ce fac în vara lui 2020? Corectă întrebare, dar cu răspuns destul de dificil. Ideea este foarte simplă. În alți ani călătoream foarte mult. Anul acesta probabil că o să mă mișc așa mai mult pe lângă casă. Cred că trebuie să încercăm să ne adaptăm anul acesta, să încercăm să redescoperim niște lucruri destul de simple care ne fac fericiți. Nu știu că sună așa clișeu, dar de când n-am mai stat să beau așa o cafeluță în timp, să stau 2-3 ore pur și simplu dimineața să beau o cafeluță și să nu fac absolut nimic. Foarte important, vreau să mă apuc de câteva sporturi în vara aceasta, dacă tot nu pot să plec foarte mult, m-am gândit să învăț să mă dau cu kite-ul și neapărat să învăț să mă dau cu skateboard-ul. Nu știu că o să fac o groază de julituri în coate, în genunchi, dar nu contează, asta e de ce avem coate și genunchi, nu? Ca să le julim. Apropo, tu ce faci vara aceasta?